Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ne vedem la țintă. În această seară, probabil, o să vi se pară că emisiunea pe care o realizăm e plecată dintr-o alt fel de Românie. De fapt, e o Românie reală, o Românie în care trăim cu toții. În spatele meu e un iaz secat, ce e drept, în această perioadă, pentru că aici, undeva, într-un colț uitat, probabil, de lume, oamenii încearcă să supraviețuiască. Acest material pe care UNU TV și Ținta îl va promova în această seară este dedicat acelora dintre dumneavoastră care mai cred în politicieni. Oamenii de aici, din comuna Bârgăoani, așteaptă soluții și le așteaptă pentru Dumnezeu de mai bine de 12 ani. 1990 n-a semnat nimic pentru ei. Ei trăiesc din agricultură și din pescuit. Vă duceți în piață, în piața centrală, una dintre cele mai frumoase piețe din județul Neamț și dacă nu chiar din țară. Și cu toții vă doriți, mai ales că vine postul, un pește proaspăt în tigaie. Povestea peștelui începe aici, doamnelor și domnilor. La unul din cele șase iazuri legate unul de altul, pe un fir de apă. Nu o să vă vină să credeți niciodată ceea ce veți vedea în seara asta, e realitatea crudă. O realitate pe care românii care doresc să ne reprezinte echipurile într-un parlament, habar au despre existența ei. Povestea peștelui din tigaie sau a zacuștii de pește pe care o gătiți cu toții, pornește undeva de acolo, din Stuf, unde un fir de apă, venit de la un alt iaz, alimentează această minune. Aici discutăm de un ecosistem. Vedeți, totul pare, e o liniște absolut monumentală. În spatele acestei liniști, însă, stau oameni. Îi veți cunoaște. Sunt oameni normali. Oameni cărora politicienii odată la patru ani le cer votul. Ce le dau în schimb? Nimic. Pentru ei, în cui, sunt atârnate în fiecare toamnă cizmele pe care le folosesc la pescuit și poate speranța că la anul iazul va fi mai plin și ei o vor duce mai bine. Obiceiuri arhaice. Asta trebuie să vadă, până la urmă, Comisarul pentru Agricultură al României în Comisia Europeană. Așa se pescuiește în România anului 2012, când toată lumea vorbește de programe structurale de integrare a agriculturii. O agricultură și o piscicultură care a rămas în anul de grație 2012 la nivelul anului 1976. Din 76, doamnelor și domnilor, e barca aia de acolo. Sau poate și năvoadele de aici. Din 76, oamenii așteaptă soluții. N-au venit până astăzi. Iar astăzi, împreună cu colegul meu, Liviu Postolache, vă vom arăta la UNU TV cum arată o zi de pescuit unde oamenii încearcă să supraviețuiască. Oameni care muncesc în condiții extrem de grele, pe care nu le-ați văzut niciodată, și care duc seara acasă porția lor de pește pe care o merită prin sudoare și prin muncă. O muncă de care politicienii uită și pe care o promit, de fapt, doar odată la patru ani.
Gazda noastră de astăzi este domnul Marin Voroneanu. Bună ziua și bine v-am găsit. Bine ați venit. Un om al locului, doamnelor și domnilor, un om care timp de 30 de ani cu asta s-a ocupat și un om care astăzi el a pescuit. Cum a fost sezonul în toamna asta? Sezonul nu a fost chiar exagerat, dar suntem mulțumiți pentru ce producție am scos. O să ne dați voie să vă urmărim azi toată ziua, așa să vedem și noi cum e viața aici la pescuit în mirosul ăsta frumos de măl și de ce nu de victorie. Poate prindem astăzi o pradă mai bogată. Cu cea mai mare plăcere, bine ați venit! O să vă las în compania imaginilor și hai să nu-i deranjăm pe oameni pentru că oamenii au treabă. Să vă audă domnul Voroneanu. Vă audă. Ne-a ești mai în vârstă. Da, se vede. Cum procedăm cu barca asta pentru a merge la picior? Pentru o bătaie ca să iasă producții, să nu tragem pe mâlul ăsta. Păi asta depinde de dumneavoastră întâi să ne spuneți nouă ce avem de făcut. Dați în primul rând barca jos. Dați barca jos, vă rog. Da? Încet, încet, aveți grijă să nu vă loviți. Vă rog frumos. Încet, 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 încet. Încet. Așa, ușor, ușor, băieți. Așa. Așa, așa, așa. Bine, întoarce-o înspre apă. Înspre apă, înspre apă, înspre apă. Mulțumim, înspre apă. Așa, așa. O ducem acolo. Ne-o lansați acolo, băieți. Așa, așa, așa. Gata, lăsați-o jos. Aici o tragem așa. Așa, Fiorel, cu funii o tragem. Am rugăminte la tine. Cum mergem, băieți? O luăm la picior, luăm barca cu năvodul și o luăm la picior și cineva face bătaie cu barca asta mică pentru a da peștele spre năvod. Spre năvod. Da? Cum vedeți voi? Vă întreb pe voi, cum vedeți? Vedeți altfel? Da, păi așa e. Găsim o altă așa, modalitate așa, de a-l prinde peștele mai bine? Domnul Voroneanu, aici trebuie să mă îmbrac un pic la apă, că s-a văzut peștele aici. De acord, dăm drumul un pic la o vanietă la apă, dar să nu rămânem de apă. Cam ce producție ați văzut la ochi, mergând pe mâl dumneavoastră, da, vă puteți estima o producție, vedeți, eu nu văd, eu văd de aici, de pe mal. După cum am observat noi, după cum am observat noi, cred că mai este 15, între 15 și 20 de tone de pește. Bine, dar trebuie la apă, eu cred, a spus să dăm drumul la apă, nu dăm drumul la apă, haideți să rărim așa câte un pic, că dacă rămânem fără apă, da, după aia nu mai avem apă. Să-i dăm drumul ca să inundăm din nou. Mai bine îi facem cu încet, cu încet, scoatem câte o tonă, două, trei și îl rărim. Asta e tehnica, să nu avem mortalități. Da, da. Dacă avem mortalități, degeaba. Am terminat și noi cu mâncarea, cu trăitul, ca da, să putem noi trăi. Trebuie să facem peștele să ajungă pe masa oamenilor da. Și așa trăim într-o zonă la noi, năcăjită cum suntem în zonă, trebuie neapărat să facem mâncare pentru și bogat și sărac. Da? Domnul noi trebuie Marin, să fim... Domnul Marin, dacă îmi permiteți un pic, vă rog frumos. Spuneți, spuneți, când noi sunteți mai vârstă, spuneți ce aveți dispus, da? Eu de când știu cât fiazurile astea de-o fost în așa, de când le-ați luat dumneavoastră în primirii, da? Avem unii mânca un pește, să facem o zacuscă, să facem o șecii, o marinată, o, așa, și de-abia așteptăm să vii toamna. Mă credeți că pentru mine, ca bătrân așa, ați 72 de ani, eu de-abia aștept să facă și toamnă, și din pomară, și cu bani, și fără bani. Așa că, cu ajutorul lui Dumnezeu, haideți să mergem la picior cu barca, să întindem încă o dată, până când se face programul de masă. Da? Da, 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 da. Acum, cum vă organizați? Plecați acum cu barca sau mai stăm? Nu, putem să plecăm, domnul Voroneanu, dacă vreați, da? Măcar să o ducem până jos. Băi, e vin încă atât, cizma e spartă, că voi, am înțeles că aveți cizmi sparte, a ta e bună? Da, da. Da? Bine, dacă aveți probleme de altceva, imediat mă anunțați și vă dau cis. O împingem acum, până vine masa, până nu știu ce, până vine da, timpul meu, să fie pus acolo, domnul. Cu cismă lungă, să duci acolo și o duci. Să fie pus. Da? Haideți. Thank you.
Ei, și bineînțeles că iată și copiii au venit să vadă cum se pescuiește. Pentru ei nu e un lucru total anormal, pentru faptul că sunt crescuți aici. Să rămână, doamnă, George Harabagiu, sunt de la Ținta 1 TV, dumneavoastră? Ciontu Georgeta, de la Grădinița Bălănești. Și doamna? Luminița Laiu, Școala Bălănești. Acești copii așa de frumoși sunt... i-a scos la o mică plimbare, înțeleg. Cum te cheamă pe tine? Iasmina. Iasmina, și cum e la grădiniță? E frumos. Ce îți place cel mai mult? Grădinița. Ești prietena ei? Da. Cum te cheamă? Carla. Vă place la pescuit? Da. De ce ați ieșit astăzi aici? O plimbare. Dar nu cu Iasmina. Vorbim cu tine, hai zi. N-am știut ce să zic. La ce am venit noi? Unde voi plimbați voi? La pescuit. La pescuit? Și ce vedeți voi la pescuit? Să vedem pești. Avem undițe? Nu. Nu, ce facem noi? Doar ne? Uităm. Sigur că da. Cum e viața la o grădință de în mediul rural, sincer? Este diferită față de o grădiniță din oraș, dar copiii sunt la fel peste tot. Vă place? Da, da, normal, e frumos, e natură, e aer, e altfel. Și acum i-a scos la o plimbare pentru că și vremea vă ține cât dumneavoastră. Sigur că da, ține vremea cât o mai ține și plus de asta sunt frumoși albatroși ăștia, pescăruși, ce sunt ei. Da, da. A venit la pescăruși și oameni... Ba da, ia spune, cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Cancelarul Maria. Și pe tine? Denisa. Și pe tine? Bezanuț. Așa. Și pe tine? Gabit. Tu? Cum te cheamă? Mario. Să-i întrebăm pe toți. Pe tine cum te cheamă? David. Pe mine Claudiu. Pe mine Bianca. Pe tine? Pe mine Cigheira Ana Maria. Iar pe tine? Mie mă cheamă Stasmar Constantin. Cum e să înveți acești copii să crească, practic, nu într-un sat, nu într-o comună, ci într-o țară care, până la urmă, așteaptă și un viitor? Este dificil în condițiile actuale, dar ne străduim și, cu tot că avem puține posibilități, ne adaptăm situațiilor concrete și să reușim cât de cât să facă față cerințelor actuale. Greu, dar nu disperăm. Mergem înainte. Iar noi mergem înainte, lăsăm pe copii să-și continue până la urmă plimbarea. Ziua noastră aici la Bălănești merge mai departe, pentru că este o zi cât se poate de plină, atât pentru pescari, cât și pentru acești tineri. Acești tineri pentru care trebuie să existe speranță, trebuie să existe viitor pentru acești copii care așteaptă până la urmă, nu-i așa, o zi și o viață mai bună. Ce frumoși sunt pescărușii, spun copiii aici la Bălănești. Nu este o filmare aranjată, doamnelor și domnilor, este viață, este un episod de viață, așa cum e ea, cu bune, cu rele, într-un sat în care oamenii trăiesc și așteaptă de la Dumnezeu o șansă. Năvotul a plecat de dimineață în apă și acum, după cum vedeți și dumneavoastră, se scoate prima recoltă a zilei. Nu e cea mai importantă, pentru că o să vedeți pe tot parcursul filmării cum se întinde năvodul. O să mergem în barcă și o să vedeți și dumneavoastră cum se întinde năvodul. Acum, aceasta este așa sa masă de sortare, din câte înțeleg. Și o să rog pe domnul Marin să vină lângă mine să-mi explice. Acum sortați peștele? Peștele se scoate din matiță și se pune, așa are denumirea de matiță. Unii se adună pește. Că noi când tragem lateralul năvodului și se adună undeva în matiță. Matița asta se adună tot peștele. O să vedeți un pătrat. Da. Ei, acum se ia de acolo cu acest mincioc, uitați, care o să ridici domnul, minciocul ăsta, puneți pe masă. Și aici sortăm peștele pe specie. Care e pentru consum, care pleacă... Pentru puiet, pentru anul viitor, deci pentru populare. Acum, uitați, cum vedeți, sortează. Acesta este și novac,
Uitați puietul de crap. Sunt foarte multe, multe specii. Ce specii cresc aici în, în Iași? Crap românesc, ctenu, novac, șalău, știucă, caras, biban, răpitorul. Până la urmă și ce e mai important, și o să vă zic că ce, mie ce o să-mi placă cel mai mult din toată povestea asta și spun și lui Liviu, hai să vedem cum facem. Hai, dă și mie că pun și eu mâna. Hai, așa. Așa. Hai. Hai, acum o să încercăm să-l ducem la... Uitați, ăsta e novac, nu? Cam câte kilograme intră într-un coș? Aproape 25 de kilograme. Coșul are 5 kg, 30 de kg în total scăzut. Și ăsta este pur și simplu un pește care este crescut natural. Natural, da. Îl încărcați, luați-l de aici. Așa. Noi o să ne uităm acolo. Iată și primul crap. Arată... Un crap românesc. Ăla-i crapul românesc. Crapul oglindă. Crapul oglindă. Pardon, pardon. Așa, așa, așa. Vezi că sare de pe masă, nu mai pune. Dă coșul de acolo, hai, dă-l. Uitați acolo un biban. Nea Vasile arată bibanul ăla. Te rog frumos, uite bibanul ăla. Uitați un biban. Bibanul, dă-l încoa. Da, un răpitor, bibanul. Când l-am văzut prima oară, apă, așa. Nu, că-mi scapă. Hai, aveți grijă, că e viu. Da. Asta e un biban. Prima oară când am auzit de biban, am zis că hop. Opa! Asta e ca, înțelegi, e ca și puterea, că nu te pricepi, o pierzi dintre degete. Hop, așa. Aveți grijă. L-am aveți... prins. Ia. Ia scapă. Nu vrea să stea. Da, aveți grijă. E bibanul. Da. E un pește foarte bun, stimați telespectatori. Arată și foarte, foarte bine. Hai, dați la cinste. Dar este, este un pește foarte, foarte bun. E practic are carnea ca și pieptul de pui. Trebuie curățat într-un fel anume, pentru că are solzi foarte, foarte deși. Și merge extraordinar în tigaie. Mai ales că astăzi v-am pregătit și o surpriză. La masă o să încercăm să gătim un... Sau cei de aici mi-au promis că o să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a găti un borș pescărești ca la mama acasă, ca să zicem așa. Cel mai important lucru este să urmăriți imaginea asta, că nu le vedeți în fiecare zi. Un puie de ctenu. Și pe ăsta îl scap, sigur. Ăsta este singurul pește care toată vegetația o mănâncă din lac. Deci, ăsta este... mănâncă stufa, am înțeles. Stuful. Da, ăsta este singurul pește care decimează stuf. Ia uitați-l cât e de frumos. Nu l-am prins la undiță. E atât de puternic încât nu o să încercați să... O să încercați să-l prindeți la undiță, dar trebuie să fiți foarte norocoși. Circulă legende prin zona asta că a plecat cu zeci, sute de cârlige în gurița asta care se deschide așa. Nu vorbește ca politicieni, credeți-mă. Ăsta nu spune nimic. Dar în el e o altfel de viață. O viață pe care o trăiți și pe care o vedeți aici. Gândiți-vă că afară sunt... vreo 15 grade, dar acolo în apă e foarte, foarte frig. Nea Vasile e un specimen rar, ca să zicem așa. Nea Vasile, de câți ani pescuiești? Din 1985. Din 1985. Și ai putea trăi fără pește? Odată nu se trăie fără el, dar acum, acum, cum se poate. E o meserie, oamenii ăștia știu să vorbească mai puțin, știu să muncească foarte mult. Ăsta e un lucru pe care vreau să-l ilustrăm în seara asta. Despre oamenii simpli care muncesc, despre oamenii care cred în munca lor și despre o muncă care e atât de grea și atât de frumoasă, o muncă care e lângă dumneavoastră, la dumneavoastră în cratiță. Știți că dă foarte bine crapul pus la prăjit cu usturoi, cu mămăliguță. El pleacă de aici și e rodul muncilor a unor oameni
care merită și ei să trăiască civilizați într-o țară, chipurile european. Asta să face borș, stimați telespectatori, așteptăm și eu știu că este încă unul mic, am văzut unul de vreo 7 kg. Ia uite-lea, îi dea Dumnezeu sănătate. Ia uite că la restant, acum să-l pup, să-l dau drumul unde. Uite-l pup aici. Da? Am apucat să-l țin, asta e, o să-l mai prind pe ăsta odată așa, stai cu minte. Ne batem cu el, da. Asta e. Ne batem, ne batem, l-am batem, l-am dovedit pe ăsta. Ia uite. Ăsta-l punem frumos la prăjit. Și așteptăm și știu ca, o să vă arăt o rețetă de borș pescăresc ce n-ați văzut niciodată. M-a dovedit.
Ne-a costit că drumul s-a apucat deja să curețe peștele care, cu care o să facem un boss pescăresc cum n-ați mai văzut niciodată. Cred că a curățat la viața lui zeci de tone, poate chiar sute de tone de pește. Câte tone de pește curăță la viața mea? Cuvântul meu, dacă ne-am curățat și la turci. Și la turci, nu numai aici, dar aici permanent. Nu au fost toamnă ca să nu vin. L-a curățat, l-a prins pești, la tot, absolut. Are un gust special crapul ăsta, de ce are? De ce este crap? Așa îi spune, că e crap și este foarte dulce și foarte bun. Da. Și crescut natural, am înțeles. Este și din asta, este, știu că este biban, este care e foarte corect, tot soiul de pește este foarte corect. Matalne faci borșul? Da. Uite acum că plec acolo imediat, am curățat vreo 7-8 bucăți din astea și mă duc și fac o ciorbă de cei de 100 de kilograme, de două. Cum se mănâncă păiaz? Într-o lume, departe de lumea civilizată, acolo unde oamenii pescuiesc parcă în secolul7 ore de când am început filmarea și iată, după cum vedeți și dumneavoastră, ultimul năvod al zilei de astăzi s-a întors la mal. La asta acești oameni care muncesc în condiții deosebit de grele, oricum foarte mult pește și la acest năvod, cam câteva tone se ascund sub matiță. Important este ca lumea să înțeleagă că există și o astfel de viață, o viață pe care am încercat să vă ilustrăm astăzi cu bune și cu rele.
face parte practic în existența noastră de zi de zi. Și acești oameni mă întrebă a nu știu câta oară, poate și de-a dreptul retoric. Acestor oameni li s-a promis de foarte multe ori o șansă. Șansa lor o reprezintă însă munca. Uitați-vă la Nea Vasile, are 70 și ceva de ani și pur și simplu face meseria asta de cam cât vârsta mea, aproape 40 de ani. E mult mai vânjos și credeți-mă mult mai rezistent decât mine. E omul care face parte dintr-o specie care va dispărea. Vorbim de oameni ca de specie, că de fapt asta suntem. Pescarii pe care dumneavoastră nu-i vedeți niciodată, dar la căror viață o simțiți când gustul peștelui vi se pare probabil altfel. Imaginele vorbesc de la sine. Iar după ce ultimul pește va fi încărcat și sortat, după ce acești pescari își vor primi practic porția lor de viață după ziua de astăzi, ne vor retrage împreună la borșul pescăresc care e pe cale să se producă, ca să spunem așa. Ținta noastră nu o să-și atingă niciodată obiectivul, pentru că în lumea asta acești oameni au primit doar promisiuni. Pe lângă peisajele și imaginele absolut senzaționale pe care le veți vedea în continuare, rămâne însă un mare semn de întrebare. Când ei vor dispărea, ce se va întâmpla cu noi? Acesta este peștele adevărat. Cu totul și cu totul altfel, sau cu totul și cu totul altul, decât cel pe care îl cumpărăm refrigerat sau înghețat în supermarketuri. În spatele însă acestui pește stă munca unor oameni și dorința ca astfel de obiceiuri, chiar dacă sunt arhaice, chiar dacă se pescuiește acum ca în 1970, să meargă mai departe. Ne vedem la borșul pescăresc și vă las în companie imaginilor filmate de Liviu. Nu sunteți la National Geographic și nici la Discovery Channel. Urmăriți la Ținta, la 1 TV.
cea mai bună probă pentru a mânca ecologic. Eu am mâncat din iazul ăsta cam toată vara și credeți-mă că zic unii că am slăbit. Aveam 121 de kilograme. Acum e momentul adevărului. Funcționează, nu? Da, este funcționabil. Deci eu trebuie să mă sui acolo? Da, electronic, urcați-vă acolo și ăsta nu vă înșeală. Asta nici nu are cum să vă înșeli, vă spune adevărul. Deci haideți să vedeți după o cură de crap, de pește aici la Bălănești, ce se întâmplă după o vară. Aveam 126 de kg. Am 131. Dar din punctul meu de vedere, dacă n-am reușit să slăbesc ecologic, cel puțin am reușit să mă îngraș ecologic. Așa că veniți și dumneavoastră, credeți-mă, aici peștele nu crește în galantare și pe lângă faptul că nu-i deloc ieftin, are parte de oameni care știu să-l crească, pentru că și-au lăsat aici viața. Pregătim pentru borșul pescăresc, ia Viorel acolo. Un borș pescăresc de mare, ca să zicem așa, ca la Bălănești, da? Ăștia sunt doi crapi gălățini absolut adevărați. Îi găsiți și în piața neamț, nu niciun fel de problemă. Important e că trebuie să înțelegeți. Spre deosebire de Dunăre, unde se face borșul de pește cu apă din Dunăre, noi nu vom putea folosi apa de la Bălănești. Nu pentru că n-ar fi curată, ci pentru că iazul este foarte scăzut. Ea e mâloasă. Dar oricum, aici avem gălățenii. Îi tăiem. Automat, cel mai important element în toată povestea asta, rămâne capul. Deci capul nu se aruncă sub niciun fel de formă. Capul nu-l aruncăm, pentru că toată lumea spune că
practic. Și bine, cam politică, peștele la cap să-mi pute, știți cum e, nu? Dar fără capul ăsta, nu este absolut deloc pește. Capul face parte din rețeta tradițională a borșului pescăresc. Bine, trebuie să aveți și un cuțit pregătit să fie bun. Ăsta parcă m-a făcut să mă fac de baftă, dar așa e viața. Nu poți să le ai pe toate în viață. Tot cam politică, știți? Acum tăiem capul. Așa. Mulțumesc lui Avelor care mă ajută. Vă dați seama că e un pește natural, dar care atât de bine împins capul. L-am terminat, da? Ce a rămas aici e gălățeanul, da? Gălățeanul îl porționăm. O să încep să îl porționez eu și o să-l termine Nea Viorel. O să rog pe gazda noastră, pe domnul Marin, să dea dispoziție pe în sat, poate mai ajunge un cuțit. Dar mai fi mai important. Aici în zonă sunt cuțit. Aduceți un cuțit, vă rog frumos. Așa. După ce l-am porționat bine cât de cât? Da, da, foarte bine. Mă pricep, nu? Mai foarte bine. Foarte doamna bine. Mea, dacă m-ar vedea acasă, n-am timp să gătesc, așa că mă ocup aici de porționat gălățeanul. Chiar la mare mai trimite după un cuțit. Da, acum să trimit să aduc un cuțit. Așa. Șmecheria la borșul de pește constă în primul rând în ceea ce pui în el. Amestecul de pește. Degeaba pui doi gălățeni, doi crab de ăștia, dacă nu pui și o știucă. Și Nea Costică s-a dus să rezolve și o știucă imediat. Da. Aici avem un zarzavat tot cu legume crescute în zonă. Am intrat într-o mică controversă cu Nea Viorel. El cu asta se ocupă, cu creșterea, până la urma, zarzavaturilor. Are niște roșii, ce cumva despre ea. Numai că eu am zis că e cam puțin. El a zis că nu e niciun fel de problemă, se aduce. Sarea trebuie să fie una mare. Deci nu jucăm fițos, jucăm cu sare mare. Și bineînțeles cartofi. Acolo focul e numai bun. Focul e numai bun. Nea Costică și știuca. Mamă, cum arată? Asta e știuca. Care se crește? Și la ce? Asta e la știuca. Asta e ficatul. Ăla, ficatul. Ficatul. La... Da, are și icri. Așa. Da. Și care e... Asta vieță are icri. Așa. Care e secretul la borșul pescăresc? La borșul pescăresc, dacă vreau ca să mă înțelegeți, nu să mă înțelegeți dumneavoastră, eu trebuie să știu, eu am făcut termen în borș. Ia zi, ciorbă, care, care șmechere? Punem cartoful, deci punem apă cam cât trebuie, deci borșul punem pe urmă. Punem apă întâi la, așa, la fier. Punem, la, nu acum, spălăm asta prin ei, punem acolo, da. Așa. Pe urmă punem zarzavatul, chipăruș, pătrunjel, cu tare, dacă nu este la, deci făcut. Pus la borșanii, e bun ăla. A, cum e asta, da. Așa. Îl pui tot odată acolo, să fiarbă odată. Așa. Așa. Și după ce o fiert, deci cartoful bine, da. După ce o fiert zarzavatul bine, atunci pregătim borșul. Da. Punem borșul, două sticle de borș, 2 kg sau 3 sau 4, cât ne așa, și restul punem apă după gust. Gata, da, mergem înainte, eu n-am făcut, matare. Eu n-am făcut ciorbă numai asta, dar am făcut ciorbă la dânsul de ani de zile. Bine, mergem. La oameni de 15-20 oameni mâncau. E, da, hai să vedem ce ăștia sunt. Hai să vedem ce e. Dacă faci așa cum v-am spus eu, faci. Și uite, capurile iară tot la fel, îți bune la ciorbă, dacă vreau să le pun, dacă nu, nu. Bineînțeles că le punem, că da. Un borș de pește fără cap n-are niciun farme. Să trăiți, să am înțeles. Da. Păi dacă e corect, e corect. Cum? Gata. Da. Pe negură și pe brumă, că te las deci în gură, că n-o se cup, noaște urmă.
Bogoșarul e o șmecherie la Borșul ăsta. Bogoșarul e o șmecherie. Absolut senzațional, dacă știți să o faceți. E o șmecherie, nu-l tăiați prea mărunt. Borșul pescăresc nu e un borș de fițe. Cu cât o să încercați să-l faceți mai de fițe, o să ziceți, da, avem nevoie de delicat. Delicat nu există în povestea asta. Pentru că tot ceea ce punem în el trebuie să fie absolut natural. Încercați să evitați nu punem delicatul. În cel mai rău caz, doar sare și piper. Atât. Și neapărat borșul de putină. Orice altă soluție veți găsi, nu cred eu, la momentul ăsta, o să fie una... Nu cred că o să fie o soluție bună. Bucoșarul e puțin camiote. Dă un gust senzațional amestecul dintre gogoșa și carnea de știuc. Absolut senzațional, credeți-mă. Eu am îngrășat ecologic în vara asta. Și vă îndemn și pe dumneavoastră la chestia asta. Așa. Marea mea problemă e de fapt ce se va întâmpla când oamenii care se pricep cu adevărat la pescuit o să dispară. L-ați văzut pe nea Vasile, pe nea Costel, că sunt oameni de peste 60 de ani. Oameni care ar învăța meseria asta pe alții, dar ăștia tineri nu prea au de gând să o învețe. Pleacă din țară și odată cu plecarea lor se duce și meșteșugul pescuitului la aceste iazuri, care după cum vedeți sunt înzestrate cu adevărate minuni. Da? Deci, uitați cum poate să arate. Așteptăm și cum poate să arate peștele ăsta, e senzațional. Așteptăm și celelalte ingrediente. A venit și ceapa. Bine, acum eu am învățat rețeta, practic, sper să nu se rămână. Să nu-mi tai și un deget, dar asta e altă problemă. Ferească Dumnezeu. Specialist în chestiile astea. Ferească Dumnezeu că are doamna Marta nevoie de dumneavoastră. Da, da. Nu s-a adeptul borșului cu multă ceapă, deși la cum arată gălățeanul ăsta ar cam trebui. Da, asta nu e nicio problemă, o să ne descurcăm pe parcurs, dar Viorel, ajută-mă și pe mine cu cealaltă ceapă. Ne apucăm amândoi așa. Da, în tandem este mai bine, eu o să curăț. Uleiul e atenție, da? Oho, a venit și pătrunjelul. Poftiți uleiul. A venit și uleiul. Așa. Foarte multe povești pescărești. Ați văzut un lucru important. Știți câți pescari au fost vara asta aici? E toți peștele ăsta pe care ați văzut că l-au tras la deversor. E pește pe care l-au ratat pescari. Iar la emisiunea asta, când se vor uita profesioniștii și cunoscătorii, odată că o să-și dea singur seama că nu mă pricep să fac borș pescăresc, dar cel puțin încerc să învăț. Dar pescarul o să spune, uite, îi zice fiecare pescar și soției lui, uite mamă, vezi crapul ăla, pe ăla l-am pierdut eu. Ceea ce ați văzut că a fost pescuit acolo, e practic ceea ce au pierdut pescarii o vară aici la Bălănești. Iazul Bălănești, din sat. Hai, am pus ulei? Da. Uitați uleiul, luați uleiul. Da. Mergeți acolo la domnul. Poftiți. Așa. Ajunge. Ajunge. Am atâta ulei. Două șepe, da. Dacă mai era și treaba. Acum a venit. Vine ceaba pe drumul. Pune mai pe urmă. Da. Nu-i nevoie. Stai așa. Marine! Nu mănânci, tată! Nu-ți dau! O lingură, ieftin, o adus, o lingură, ceva? Aha, bravo!
stânga. Ah, este delicios. Cartofi. Pătrunjel de obicei se pune la final acasă. Da, 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 mai pune. Dar aici se pune prima dată la început pentru ca să dea oarecare savoare. E vorba de o cantitate industrială. Dumneavoastră nu o să gătiți niciodată acasă vreo 20 de kg de borș pescăresc. Așa că secretul este să puneți pătrunjelul înainte ca apa să înceapă să fiarbă. E un secret. L-am aflat. Delicat. Ține loc de delicat, da. Da. Punem și un zarzavat făcut aici în casă. Aici trebuie să fim foarte atenți pentru că ca să nu se strice, în el se pune cam multă sare, dar la cantitatea asta nici nu o să ne facem probleme. E, ia să vedem. Uitați un pic din cum fi sarat prea tare. Mai e destul de sărat, dar la 20 de kg. La 20, da, sigur. Căscanul am dat pe bani și apapă icuzare să ne dau la lăutarmă. Deja arată într-un mare fel, ia uitați-vă. Și încă n-a sosit artilerie grea. Are un miros deosebit. Episodul cel mai adevărat, fiți atent aici ce vă pregătește nea Viola. Da. Doamne, cum arată. Se ia bucată cu bucată. Neapărat și capul. Dacă îmi dai până la prânz, ți la două capul. Două. Toate gospodinile aruncă apa pe care îl lasă pe ei. Mare greșeală. Apa este necurată. Și pe păzii. Acum, în tot. Așa. Puțin apă ar mai trebui. Poate n-ajunge. Păi mai pune mă. Iese apă, curată. E senzațional. Deci absolut senzațional. Mai toarnă puțin apă aici. Bagă mai multă. Mai aleacă, mai aleacă. Așa. Mai trebuie aleacă de apă. Gata. Și acum totul se lasă să fiarbă.
gustăm. Deosebit. Vedeți că mă păcăleam. La început am spus că zarzavatul e puțin cam sărat, dar nu e adevărat. Foarte e bine. Absolut senzațional. Foarte acum bine. Lăsăm dacă să se fiară. Dacă mai trebuie sare, mai punem. Dacă nu, nu. Mai gustăm mai pe final. Așa. Și acum, după aia, trebuie neapărat să înțelegeți că secretul e că nu folosim niciun înăcritor artificial. Numai borș natural umplut aici de țărâncele din Bălănești. Avem iată... Nu, mai lăsați să mai fiarbă un pic. Să mai lăsăm să mai trag o leacă, da? Un pic, da, măcar 5 minute. Măcar, după 5 minute punem ăsta? Așa, în 5 minute am venit și eu cu altă sticlă. Poate mai trebuie. Mai aducem și... Poate mai trebuie. Și cam așa se termină o zi de pescuit. Ceea ce ați văzut într-o oră e de fapt ceea ce fac oamenii ăștia într-o viață. Nea Marin, care este și gazda noastră, o să ne servească cu un borș de pește autentic. De câte ori ai mâncat în viață așa ceva? Păi am crescut în zonă, eu mănânc tot timpul. Asta mă menține la vârsta care o am. Uitați-o, știucă. Știucă. Păi, ce... Păi... Stau rău, a? No. Eu o să-l pun pe o masă că frige, aleacu. L-ați văzut și dumneavoastră, nu e nimic aranjat și nu e nimic chimicale, totul este pur și simplu ecologic. Aici păiază la Bălănești, unde punem punct unei zile de filmare. Oh, așa. Stai nea mai ne lângă mine. Nu mai un pic. A fost o zi rodnică, dar asta a fost o zi fericită, că s-a întâmplat să și... Și vremea a ținut cu noi, că dacă ploua și așa stau oamenii, dar e foarte greu cu problema oamenilor pentru munca asta, care e grea. În zona noastră nu se mai găsesc oameni. Oamenii pleacă toți în afara țărilor străine, din cauza locurilor de muncă și simțim și noi greutatea la fața locului că nu găsim persoane pentru a munci din greu. Da, pescuitul e o muncă grea. Ați avut speranțe în fondurile astea europene de care vorbește lumea să ne apucăm să facem piscicultură la standarde civilizate? E o întrebare care nu vă pot răspunde de mai multe motive. Sunt alții care beneficiază de aceste fonduri europene. Noi fiind aici într-un sătuc uitat de lume, dacă vă uitați în jur, oamenii necăjiți, dați-ne imediat fonduri europene. Și eu mă întreb... Și dacă sătucul ăsta e ultimul, probabil, de pe lista priorităților unora sau altora de la guvernare, dacă povestea vieții noastre de astăzi nu se termină aici, mă întreb, oare ce se va întâmpla cu acești oameni peste un an, peste doi, peste cinci, când povestea iazului și a pescuitului de la Bălănești va deveni istorie. În schimb, mulțumesc mult, Neamaine, pentru tot. Mulțumesc și eu, să vă dea Dumnezeu sănătate. Și mai poftiți pe la noi, vă așteptăm cu mult drag. Despre rețeta noastră de astăzi ce să vă spun? Nu o să zic decât că abia aștept să termin filmarea ca să mă apuc de mâncat. Vă rog că nu... Așa ceva într-adevăr. Veniți și dumneavoastră alături de noi. Fiți alături de ținta în perioada imediat următoare. Pentru că vorba lui Nea Marin, nici nu știți ce pierdeți. Cât despre final, ce pot să spun? Fir întins. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută!